Acum urmează un alt moment al programului nostru, prezentarea unei cărți scrise de acești copii și de cei din grupa anterioară, prin desenele sufletești și mesajele amintite pe a Sfântitului Florentin Tibălmeanu, un părinte și un prieten apropiat lor, care acum ne privește din cerul și se bucură cu noi. La celebrarea acestui moment mi s-a alăturat trei tineri muzicieri copii, copiii familiei Opianu, care au compus și imnul episcopilor noștri martiri, care au dorit să-și exprime sentimentele față de preasfinția sa, nu prin desene, ci prin muzică. O să ascultăm cântecul trimis de ei. Lăudați-vă, Sfântul Părinte!
transmisite părinte Claudiu, preacuasă Maică Diana, iubite surori, dragi părinți și dragi copii. Trebuie să vă mărturisesc că atunci când am fost invitat de sora Maximiliana să fac un cuvânt de bun augur acestei cărți, mi-a fost foarte greu. De ce? Pentru că nu am acest dar de a lucra cu cei mici. Dar mi-am adus aminte de un lucru de când lucram la anumite scrisori cu preasfințitul și nu aveam posibilitatea să le închei, mă întreba, ai scris scrisoarea cu tare? Și eu îi răspundeam, preasfințite, n-am scris-o, că nu știu ce să răspund. Și atunci el spunea, hai să o facem împreună. Iată că i-am cerut ajutorul și împreună cu dânsul am reușit să scriu un cuvânt de înaintarea acestei cărți. Cuvânt care mă ajută pe mine și ne ajută pe toți să avem în fața ochilor două momente în momentele de dificultate. Și anume, faptul că ne invită de fiecare dată atunci când nu știm sau nu putem să vorbim chiar și cu El, așa cum vorbim și cu Sfinții. Așa cum cere mijlocirea Sfinților, putem cere și mijlocirea Lui să ne ajute să ne lumineze. Mai ales pe noi cei mici. De ce? Pentru că El avea un dar special de a ne spune povestioare, de a ne spune istorioare. Și aceste istorioare, de fapt, ne dădeau elan să putem descoperi cuvântul Domnului. De aceea, Preasfințitul Episcop Florentin, așa cum spune și am scris, spune așa. Ei bine, în acest an vă invit să trăim aceeași bucurie ca de fiecare dată când ne întâlneam la grădiniță, la Sfântana, la Biserica Copiilor, așa cum este numită această biserică, Biserica Copiilor, sau la Episcopia atunci când copiii veneau în vizită, în comuniune spirituală, dar cu speranța că vom avea ocazia să ne întâlnim din nou. Și cu siguranță acest moment al reîntâlnirii îl vom descoperi nu acum, ci peste 60, 80, 100 de ani. Dar până atunci, tuturor ne lasă un mesaj. Și copiilor, și nouă părinților, și anume, copiilor, mă rog pentru voi să fiți copii cu minți. Să creșteți mari, să creșteți frumos și să fiți fii al lui Dumnezeu. Iar noi, prin copii, să ne lăsăm educați spre Dumnezeu. De aceea, cartea pe care astăzi o lansăm are o bună descriere a cărții făcute de sora Maximiliana, dându-i acest frumos titlu, Preasfințitul Florentin văzut prin ochii copiilor, cu mesaje din partea copiilor care au avut ocazia să-l cunoască, să petreacă timp în jurul Preasfințitului, în acele excursii, în acele liturghii celebrate împreună la grădinița Sfântana, sau în momentele când ieșeau la pădure sau la întâlnirea copiilor din cadrul eparhiei. Pe urmă, avem și o cateheză. Ultima cateheză ținută prin această posibilitate online, Zoom, pe care Preasfințitul a făcut-o copiilor și familiilor. Acolo unde familiile au avut posibilitatea să-i pună întrebări, iar dânsul să răspundă datorită faptului că era perioada de pandemie. Iată că această carte rămâne un tezaur viu pentru noi toți. Pentru copii îi ajută să fie bun, pe părinți îi ajută să descopere că fiecare copil este un dar al lui Dumnezeu, pe care trebuie îngrijit, nu numai material, ci și spiritual. Mulțumim sorei Maximiliana, mulțumim surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare pentru acest frumos cadou pe care îl lasă eparhiei. Și noi mulțumim și Preasfințitului Claudiu pentru că
acceptat astăzi să fie în mijlocul nostru, să se alăture bucuriei noastre, iar mai departe, cu siguranță că dânsul va duce mai departe acest tezaur al bunei colaborări între episcopii și grădinița Spântana. Vă mulțumesc! Lăudați-vă! Pentru prezentarea făcută, dar și pentru aprobarea pe care le-ați dat când erați administratore parcheanți. De asemenea, doresc să mulțumesc Maicii Meridiana Superioară Provincială, care a aprobat și a susținut publicarea acestui volum încă de la început. Acum am bucuria de a invita pe domnul profesor Adrian Popre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, să ne adreseze un cuvânt din partea părinților, copiilor din grupa anterioară a copiilor, care au dorit să contribuie cu desenele la carte. Domnul Adrian Popre, prin diferite forme și susținere, ne-a onorat cu prezența la excursiile noastre organizate la munte împreună cu Preasfinții Floritorentini. Dăm cuvântul domnului profesor. Toate mulțumesc soarei Maximiliană pentru această invitație. Onorează. Mulțumesc în mod deosebit Sfântului Teotihon pentru binecuvântarea de a fi alături de cea dumneavoastră și de a avea această bucurie de a împărtăși un cuvânt în numele părinților, cum s-a menționat, grupe anterioare. Aș putea spune grupele anterioare, m-am văzut cu fiii, da? Cât aș putea să vorbesc pentru partea mai multor grupe, dar mai cu seama cu părinții care ești în sală dumneavoastră. Mă trebuie sincer că e o bucurie deosebită. Foarte sincer vă spun că am această oportunitate, ocazie, de a adresa un cuvânt, un anumit de cuvinte, despre acest suflet deosebit, acest om deosebit, acest ierar deosebit, care a fost de-a Sfântul Florentin prima mea. Nu ascund faptul că nu puține au fost contextele, dar deopotrivă ipostazele în care m-am întâlnit, ipostazele Sfinției sale, în care l-am întâlnit. De aceea am toată reverența pentru Sfinția sa, pentru că indiferent de contextele care au fost formale științifice, formale profesionale, informale de dialog relaxat, sau informale ludice, așa cum mai toți cei din sala aici recunoașteți, Sfinția sa a avut această abilitate, în alții cuvântul, deosebită de a-și juca în firescul său rolul. În fiecare context. Nu era dram de artificialitate în felul în care s-a manifestat. L-am văzut de foarte mult în sala aceasta, iar naturalețea Sfinției sale era una de bordant. Trebuia să-l invidiez când vedeai cum acest rol ce își asuma, chiar dacă venea de un alt rol, de o altă societate, îl juca bine până la capăt. Volumul de față, iertați-mă că fac și eu o completare, am făcut o lectură rapidă dimineața, dar nu pot să omit câteva aspecte. Pe de-o parte, e rezultat al dorinței, al strădaniei și al reușitei sorei Maximiliane. Mai fac o extensie aici, pentru că foarte multe cântece erau adresate nu educatoare, ci educatoare. Și a spune, pentru că am fost întotdeauna, venit ca părinte aici, m-a spus profetul. Ca părinte de copil aici, dar recunosc că am fost în foarte multe inspecții de grad și îmi plăceau foarte mult inspecțiile la învățământul primar și preșcolar. Ce? Ca să văd că chipul acestor dăscăliți în sensul larg rămâne veșnic tânăr. Tot l-am invidiat să nu încercați să dați vârstă educatoare. Întotdeauna greșește. Somatizează această direcție a copiilor și este un lucru extraordinar. Cred că asta este darul cel mai mare ce poate primi o educatoare și o învățătoare. Mai târziu, mai greu să primești asemenea dar. Copiii se schimbă. Dar la vârsta aceasta este fantastic. Este primul lucru. Al doilea. Este o excelentă modalitate de a-l readuce printre noi de a readuce prezența vie, memoria vie a Preasfințitului aici, printre noi. Cartea aceasta face enorm de mult. Dincolo de expresia celebră, o imagine, cât o mie de cuvinte, adevărul este că prin imagini e mult mai simplu să trăiești clipe extraordinare trăite alături de ființe drag, ființe care revărsau dragul.
În al treilea rând, este o colecție minunată de sincere destinuiri. Sunt copii de aici, sunt copii din sală, care în felul lor, extrem de sinceri, ei încă nici nu pot, nici nu știu să mintă. Deci este felul lor natural de a exprima ceea ce au trăit. De aceea este acest firesc al votului care l-au reactualizat pe ca Sfințitul. Și nu în ultimul rând, ce mi se pare foarte important, cartea aceasta este expresia unei reciprocități. Preasfințitul Florentin a dat mulți talanți copiilor aceștia, a dat și nouă mulți talanți, dar el a fost întâiul care a văzut lumea, cântăși cuvântul văzut din cartea ta, n-a primit, a văzut lumea prin ochii și mintea acestor copii. A văzut realitatea aceasta și liniștea cerească prin ochii și mintea acestor copii. Copiii ăștia au putut să scrie această carte, până cu sora Maximiliana, pentru că i-a educat ca Sfinția sa cum să vezi lumea prin mintea celuilalt și mai cu seamă, adult fiind, să cobori mintea, în sufletul și în ochii acești copii. Nu toți cunoaștem, mă rog, nu toți cunoaștem mai multe modalități prin care ca Sfinția sa făcea mărturie acestei autenticități ale sale, a sale, iertați-mă, cum spunea mai multe ori. Cine nu știe din sala aceasta felul extraordinar în care tată mima îngerașul? Cine nu știe din sala aceasta felul în care știa să pună în scenă povești? Le juca, nu le povestea. Cine nu știe în sala aceasta felul în care interpreta alături de copii la muzicuță, la chitară, dansa cu copiii, se juca cu copiii? Mi-amintesc o întâmplare foarte drăguță, una din excursiile făcute la Muntele Băișorii, știți din carte și alte contexte, apare ca Sfințit, îmbrăcat scurt, cu pălărie de aceea, pescar, cu ochelarea aceea inconfundabil, copiii indignați căutau parcă pe cineva. O discreție fantastică, la un moment dat, îi adună în jurul său și spune, dragi, vă amintiți voi un om cu părul alb și barba albă, cu haine lungi negre până pe mâini, cu o lanță la cârciumă de rog, mai ca Domnului, care venea din când în când la voi. Da, da, știu. La subiect. Avea barba albă ca mine, așa și părul albă. Nu. Ei, dragii mei, acelea sunt eu. Pentru că se sesizase această indignare a lor, când ca să s-a apăruse într-o altă costumație decât ce trebuia să. Și așa încheie cu așa încheia cu o poveste, pentru că ca Sfinția s-a încheiat în povești, cu mult târg, o poveste care cred că îl portretizează, e o alegorie pe care am ales-o. Cu siguranță mulți o știți, mai cu seamă fețele bisericești. E experiența de viață, iertat, dragi copii, e o poveste frumoasă cu și despre voi. Fericit Augustin, filozof și teolog, s-a stăluit mult toată viața să traducă, nu, nu, îi vorbească, e vinea mea că eu vosesc, nu, nu, ei nu sunt năvație. În biserică vine să vorbească decât să nu vină. Deci, știu că Augustin toată viața s-a străduit să traducă pe înțelesul nostru tuturor, dar logic, credință, relația noastră cu Dumnezeu. În confesiuni este un episod fantastic. Spune, obosisem în efortul meu de a găsi o modalitate să explic omului de rând cum anume nemărginirea a făcut în mărginit, cum infinitul Dumnezeu a făcut în ființa finită în om. Și n-am găsit nicio soluție. Și obosit fiind, mă primam pe marmării. La un moment dat, văd în depărtare, pe plaje, pustie, o ființă care se deplasa între mare și uscat. Și o făcea neîncetat. M-a apropiat, m-a apropiat, m-a apropiat, când am văzut că era un copil micuț, de câțiva anișoare, care aducea apă din mare și o devărsa într-o glopiță cu apă. Nu fac foarte mici. Și ce n-am putut să opresc dorința de a-l întreba ce face acolo. Și copilul foarte firesc răspunde Sfântul Augustin. Aduc marea cea mare în marea mea. Deci abia atunci am înțeles cum poți să explici omului de rând această imposibilitate logică, ca un infinit, să fie încăput de finitate. Dați-mi voie să spun că aceste desene, poezii, scrisori extraordinare, fotografii cu Preasfințitul zâmbind ca un copil alături de copii, sunt asemenea acestor gălătuțe pe care copiii le-au adus din marea nemărginită, din apa vie a mării nemărginite lui Dumnezeu și le-a revărsat în marea lor, care preînchipuie sufletul plâng și primitor al acestui lui Florentin. Vă mulțumesc!
mulțumesc domnului profesor Adrian Opre pentru frumoasele cuvinte pe care mi le-a adresat, dar și pentru că a acceptat să fie astăzi în mijlocul nostru și pentru frumoasa colaborare pe care o avem împreună. Ascultăm acum a doua parte a cântecului fraților Oprean.
Atunci când o persoană dragă, fie că este vorba de o persoană dragă din punct de vedere al cărbii, fie că este vorba despre o persoană dragă din punct de vedere al Spiritului, pentru cei care cred, primul refugiu este rugăciunea. Cu toți și aceia dintre noi care credem, știm că în rugăciune noi rămânem cu Dumnezeu, Dumnezeu rămâne cu noi, iar cei dragi ai noștri care sunt în Dumnezeu, ne vorbesc prin prisma rugăciunilor noastre. Așadar, primul refugiu este acela rugăciunii, cu siguranță, când o persoană dragă nouă, din punct de vedere al cărnii sau al Spiritului, nu mai este lângă noi. Rugăciunea este acest refugiu al credinciosului. Dar mai este un refugiu, acela al amintirii, în care nu ne refugiem atunci când cineva trage dispare. În amintiri, în trăiri, în memorii, în intuiții, în senzații, în experiențe. Tocmai aici este locul, de fapt, care a dat naștere acestei cărți. Și anume, trăirile, experiențele cu preasfântul timp, nu a oricui, ci ale copiilor, care, așa cum spunea un profesor de can, în universitatea noastră, în UBB, sunt cât se poate de nefiltrate aceste experiențe. Sunt experiențe imediate, experiențe vii, nemincinoase. Când preasfântul a vorbit prin sora Maximiliana, când sora Maximiliana m-a întrebat dacă sunt de acord să o susțin cu tot ce pot pentru editarea acestei cărți, am spus da, a priori, indiferent ce presupune acest ajutor, sunt de acord să mergem până la capăt cu acest proiect și să dăm glas persoanei spirituale deja, a preasfântului Florentin, în conștiințele și glasurile copilașilor de la prezența noastră. Așadar, amintirile, refugiul acesta în memorie, este de fapt ceea ce cuprinde acest minunator urmaș și trebuie să mărturisesc faptul că acest mic efort pe care l-am făcut nu reprezintă nici la mie aparte din recunoștința pe care eu, profesorul Florentin, și darurile și harul de care m-am făcut părtaș, ce mai bine de 8 ani și jumătate în care am fost chiar. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru faptul că a iluminat, a inspirat persoana Maximiliana. Mulțumesc lui Maximiliana pentru acest urmaș minunat care, sunt convins, va delecta nu doar pe cei care îl cunosc pe acest Florentin, ci pe toți aceia care se vor apropia cu sinceritate de acest urmaș. Îi mulțumesc întâi de toate pe acest Florentin pentru toate darurile și carurile după cunoscutivite. Mulțumesc la mulțumesc Dumnezeu. Căutați-vă pe Iisus, vă invit să fiți generoși acest aspect. Poate sora se va sfi. Acest volum nu își plătește, de fapt, publicarea prin vânzare, ci banii vor ajunge la un copilaș de voiaj, probleme grave de sănătate. Așadar, dacă doriți să cumpărați acest volum, sunteți bineveniți, pentru că banii, fondurile care se vor strânge din vânzarea acestui volum vor ajunge la un copilaș, probleme care se poate să vă ajungă. Mulțumesc, Domnul Dumnezeu, Iisus. Gracias.
artiștii care s-au manifestat, au recitat, au dansat la un nivel mult mai înalt decât cel la care m-am așteptat. Deci a fost un spectacol cu artiști adevărat. Sunt curios să vedem peste 20-30 de ani pe ce scene îi vedem. După aceea, legat de Sfințitul Florentin, așa să adau o notă în plus cântecului. Și aș vrea să spun că după mine, Sfințitul Florentin era prezent la acel ultim moment. Atunci când a pișcat pe ultima dată coarta și s-a uitat așa complice, parcă a făcut un gest. Acela e pentru mine, Sfințitul Florentin. Și de aceea eu n-aș vorbi chiar cu tot de ceea ce am întâmplat, n-am fost de Florentin s-a pregătit toată viața pentru acel moment, așa cum ne pregătim și noi. Preașințitul Florentin e acum în bucuria Domnului nostru și cum să plângem? Plângem pentru noi, dar plângem pentru el. Nu spunea să întrebată, dacă ați venit cu mine, eu acum aș pleca. Dar rămânem cu voi. Preașințitul Florentin a rămas a considerat bunul Dumnezeu că este locul și menirea. De ce și cum și în ce fel și dacă n-am fost mai mirabil, asta la fapt nu avem și nu e problema noastră. Vom descoperi dincolo de ce și cum. Dar n-a fost absolut deloc un nefericit eveniment. A fost voia Domnului în viața Lui. Repet, nu știu de ce, când, cum. Și profit să transmit acest mesaj și fratelui Mușan și soarele Letiția și tatălui Cornel, exact așa a fost. Există o durere, există o suferință, dar nu a fost un moment care a ieșit din voia Domnului. Nimic nu se întâmplă pe acest pământ fără voia sau permisiunea Domnului. Ori dacă e cu permisiunea Domnului, e un eveniment extrem de fericit pentru el și pentru noi. Iar aș vrea la fel să pun în gard, apropo de o comemorare, așa cum facem cu personalitățile clasice, nu? Vărsăm o lacrimă. Nu vărsăm nicio lacrimă, pentru o lacrimă de bucurie pentru Sfântul Florentin. Și nu ne gândim la el ca fi undeva de sus și ne vechează. Ne gândim la el exact aici. Asta e comunitatea Sfântului. Și asta, de exemplu, misticii și toate timpurile o spun. Vorbesc de cei care au fost prezenți în viața noastră, din familie, prieteni, profesori, preoți, episcopi, așa mai departe, care persoane care sunt împreună cu noi. Și acești copii mărturisesc acest lucru. Această simplitate și de aceea Bunul Dumnezeu, Iisus Hristos, ne cheamă să fim ca acești copii, să percepem prezența lui Dumnezeu într-un mod cumva intim, imediat, fără să tot raționalizăm așa cum facem după ce creștem. Și de aceea mă bucur pentru acest moment. Vă spun sincer că mi-e am în timp ce copii dansau pe preașințitul din lângherii, că n-ar fi ezitat să se ridice și să se învârtă vreunul cu ei, așa cum cred că a fost ceva dintre poze. Deci nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru prezența Sfântului Florentin în locul nostru. Sincer, așa cum spunea sora Maximiliana, cu umilință, mă simt cumva în această prietenie a Sfântului Florentin. De experiența sinoadă, de ora glume, de ora împărtășilor din timpul mesei. Cred că exista o comunitate între noi. Sigur, dânsul avea o altă, dânsul alta, lui o altă, o altă intelectuală mult mai înaltă. Eu eram un micofil pe lângă Dânsul, dar așa cum eram, exista o comunitate spirituală în lume, în împărtășirile din și după sinod sau din evenimentele bisericești. De aceea aș vrea în acest spirit al copilor să trăim acest moment. E un dar al lui Dumnezeu, așa cum bine a spus sora Maximiliana, pe care părinții l-au făcut surorilor bisericii și pe care sunt datori să-l ducem împreună. E un dar enorm. Purtăm ca și niște vase de cristal în lumele noastre. Gândiți-vă că vor intra într-o lume extrem de dură, o lungă de lume. Și aveți menirea ca împreună dumneavoastră și noi, biserica, atât putem să-i ducem împreună prin această lungă. Dar vor exista momente și situații în care nu veți mai putea nici voi, nici noi să-i însoțim sau să-i ocrotim. Și în momentul acela va trebui să ne credințăm adevăratului tată și adevăratei mame din cerul. Ei să-i ocrotească, să facă, să se împlinească ceea ce noi, biserica, surorile, voi, părinții, faceți. Putem face până la un punct, dincolo de acest punct, trebuie să-i încredințăm întotdeauna grijii tatălui cerești și mamei cerești. Voi nu sunteți decât niște reprezentanți ai lor pe acest pământ. Dar dacă vreți să învățați ce înseamnă adevărata paternitate
și adevărata maternitate, nu puteți să vă faceți referință la Dumnezeu Tatăl și la Maica Sfântă. Toți împreună să formăm o adevărată familie și atunci aceste daruri care din Dumnezeu vor fi în parcursul vieților, la școală, la liceu, la facultate și după aceea în societatea în care trăim, merg nu doar aici.